Sindicaliștii de la penitenciarul Giurgiu, afiliați la sindicatul Fraternitatea, au intrat astăzi în grevă. Doleanțele acestora sunt reale, ne-a spus vicepreședintele de sindicat, Gheorghe Dumitru. Ca și revendicări avem lipsa de personal acută, care doare cel mai mult și de acolo derivă restul problemelor cu care ne confruntăm. Spre exemplu, ore suplimentare, foarte multe. Mii de ore, sute de mii de ore. Care se plătesc? Care bunele nu sunt plătite de ani de zile. Mai nu acum se plătesc, dar sub o altă formă, e ceva cam de neînțeles. Mai avem o problemă cu statutul nostru, care nici în ziua de astăzi n-a fost pus în aplicare. Toți suntem amanați de către guvern. Toate sindicatele din penitenciarele din România, care sunt afiliate Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, sunt implicate în această formă de protest, care va lua sfârșit în momentul în care revendicările protestatarilor vor fi rezolvate.